voi citi cuvântul Domnului pe care îl găsim în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. În dimineața aceasta, în continuarea temelor pregătite, ajunsesem la Balaam. Dar în timp ce fratele Samuel a citit textul din Marcu 10, am zis că e mai bine să rămânem puțin la tema aceasta binecuvântării de copii. Pentru că acestea, mai ales în zilele noastre, sunt subiecte foarte importante. Diavolul ne atacă pe toți. Însă diavolul are o strategie în lumea în care trăim pentru ca să ia pe copii de mici și să-i deformeze, să le denatureze gândirea. Cu cât încep mai devreme, cu atât metodele lor sunt mai eficiente. Să mă iertați, nu bag eu de vină specialiștilor și nu mă erijez într-un erudit în domeniul ăsta. Dar totuși îmi aduc aminte când eram copil, că mi-a prins bine să stau acasă până la 6 ani. Înainte de mine s-a stat până la 7 ani acasă. De aia se zicea cei 7 ani de acasă și importanța lor. Când eram copil, aveam 2 săptămâni vacanță, iar 2 săptămâni vacanță primăvara și mai aveam 3 luni de vacanță vara. De când am venit în America, am observat, și tendința asta nu este doar o tendință americană, este universală, să inventeze tot felul de programe pe care să le prezinte ca pe niște avantaje părinților și părinții să fie fermecați de aceste programe pentru că le ia copiii de pe cap. La 3 ani, la 4 ani, copiii sunt plecați ore în șir de acasă. Nu neg faptul că, mai ales pentru mame, mai ales când ai mai mulți copii, e dificil să stai toată ziua cu ei pe cap. Problema este, scopul lor nu este doar să aibă grijă de copiii noștri, să educe copiii noștri, ci scopul lor este să indoctrineze în ceea ce crede sistemul, nu în ceea ce crede familia, nu în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este un mare pericol. Gândiți-vă, de când un copil are 3-4 ani, intră în sistem și rămâne în sistem până târziu, când are, știu eu, dacă face și facultate, 22-23 de ani. Noi nu petrecem așa mult timp cu copiii noștri cât timp petrece sistemul. Și sistemul este format din oameni foarte militanți, pregătiți special să ne educe copiii altfel de cum credem noi. Alte valori, altă înțelegere despre lume și viață. De aceea cred că ori de câte ori avem un prilej să vorbim despre familie, să vorbim despre copii, să vorbim despre căsătorie. Și mă bucur că în comunitatea noastră avem nunți duminica. Fie poporul Domnului împreună și să audă învățătură despre familie. Folosim aceste prilejuri. În pasajul din Marcu, capitolul 10, de la versetul 13 la 16, eu am găsit 3 cuvinte cheie
în jurul cărora Domnul Iisus Hristos acționează și învață ucenicii și poporul în instanța aceasta, când ia copiii și îi binecuvintează, la binecuvântarea copiilor. În primul rând, primul cuvânt cheie în acest pasaj este mânia Domnului. În multe pasaje îl vedem pe Domnul Iisus Hristos mișcat, uneori până la lacrimi. Găsim mila Domnului. Aici, mânia Domnului. Acum, ori de câte ori noi vedem copilași mici, plăpânzi ca aceștia, ne înduioșăm. Ni se moaie inimile. În prezența acestor copii, Domnul Iisus Hristos se mânie. De ce se mânie Domnul? Pentru că ucenicii au considerat că subiectul acesta al copiilor, că timpul acesta al copiilor este un timp secundar, că e un deranj, că e o întrerupere, că Domnul are lucruri mai importante de făcut decât să țină în brațe copiii oamenilor. Nu mă refer la politicieni. Politicienii, când ia copiii în brațe, îi ia ca să-și creeze capital politic. Că le pasă sau nu le pasă de copii, vedem noi ce legi dau după aia. Dacă ne măresc taxele, a ținut un copil în brațe și pe urmă i-a luat un duminicat de pe masă. Când vorbim de Domnul Iisus Hristos, vorbim despre momentul și prilejul de a binecuvânta acești copii. Și ucenicii au certat, i-au certat, plecați de aici. Acum, nu știu, cum cerți pe cineva? Am ascultat mesaje despre mânia aceasta a Domnului și unii încearcă să o cosmetizeze, spune, de fapt, când Domnul s-a mâniat, a fost și el așa puțin încruntat. Băi, fraților, mânia e mânie. Mânia e supărare. Cearta e ceartă. Eu nu-mi închipui că el a spus, scump frați și surori, vă rog frumos, mergeți cu copiii. A spus, luați mai copiii de aici, plecați cu ei de aici, nu vedeți că încurcați lucrurile. Ce ați venit aici, copiii? I-a certat, s-au luat de ei. Pe de altă parte, Domnul când s-a mâniat și s-a supărat, i-a certat pe ucenici. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Dragii mei, vreau să vă spun cum e Dumnezeu azi. Dacă ni s-ar deschide ochii credinței să privim drept în cer, am găsit un Dumnezeu mânios. Și vă spun și de ce. S-a mâniat atunci când a fost pe pământ. Astăzi Dumnezeu este un Dumnezeu mânios. Dacă s-a mâniat doar pentru că i-a îndepărtat pe copii și nu i-a lăsat să vină, atunci când ucenicii au crezut că încurcă programul, ce părere aveți? Cum se simte Dumnezeu astăzi? Într-o lume în care copiii nu sunt lăsați să vină pe lume. Zeci de milioane de avorturi. Ce părere aveți de o lume care a masacrat și masacrează copiii într-un ritm barbar greu de imaginat? Ați văzut în războiul din Siria, te-ai gândit că oamenii, atunci când dau de copii, devin puțin mai prudenți, chiar dacă nu s-ai lor, mai rezervați. Scumpii mei, începând de la faraonul Egiptului, care a găsit cu cale să extermine națiunea Israel, sacrificând și ucigând copiii de parte bărbătească, continuând
cu holocaustul produs de Irod, atunci când a trimis să fie omorâți copiii de parte bărbătească de la 2 ani în jos. 1 din lucrurile care m-a mișcat cu o săptămână și ceva în urmă, la Auschwitz am fost. Peste 1 milion de evrei și scrie foarte clar pe plăcuță acolo. Bătrâni, adulți, femei și copii. Gazați, cremați și aruncați ca praful în șanț. Nu mai vorbim de experimentele medicale și alte atrocități pe care le-au comis unii care se credeau o rasă superioară. Să ne ferească Dumnezeu de rase superioare, fraților! Să ne ferească Dumnezeu de rase superioare! Mânia Domnului împotriva celor care stau împotriva copiilor ca să-i ucidă fizic, ca să-i ucidă spiritual, vorbeam de sistemul de învățământ, unde merg să audă că nu există un creator, că sunt rezultatul sau produsul evoluției, că vin din maimuțe, că sunt animale, mai evoluate un pic. Dar îmi închipui mânia Domnului atunci când vine împotriva pricinilor de potignire, că vorbim numai de copii din punct de vedere fizic, vorbim de copii din punct de vedere spiritual. Fariseilor le spunea, nici voi nu intrați, nici pe alții nu-i lăsați, prin stilul vostru de viață. Dacă cineva face să păcătuiască pe unul din acești micuți, mai bine și-ar lega o piatră de moară de gât, s-ar arunca în mare. Mă gândesc la părinții care în loc să trăiască în armonie și în pace, dând un bun model de creștere copiilor lor, se ceartă, unii se despart și mutilează pentru totdeauna sufletul și viața copiilor lor. Mă gândesc la soți care nu știu să se trateze frumos unul pe altul, bărbați abuzivi. Fiecare act de abuz, de orice gen ar fi, este o lovitură, o săgeată care străpunge inima copiilor. Toate acestea stârnesc mânia lui Dumnezeu. Repet, mai ales când e vorba de copii. Copii din punct de vedere fizic, copii din punct de vedere spiritual, dragii mei, dacă vrem să avem parte de mila și nu de mânia lui Dumnezeu, să avem grijă de copii, să avem drag de copii, să avem milă de copii, de dragul copiilor, de dragul copiilor. Și mai zic un lucru. A nu aduce copiii la biserică înseamnă a nu-i lăsa să vină la Domnul. Și asta îl face pe Dumnezeu supărat. Stimați părinți, creșteți-vă copiii în casa lui Dumnezeu, aduceți-vă copiii la Domnul pe brațe de rugăciune, aduceți-vă copiii la Domnul învățându-i din Scripturi, aduceți-vă copiii la Domnul aducându-i la casa Domnului. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. A opri, a împiedica, a stopa drumul copiilor către Dumnezeu este un păcat care stârnește mânia Dumnezeu. În al doilea rând, nu numai mânia Domnului, ci și împărăția Domnului. Domnul justifică supărarea lui și spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Acum,
Cum trebuie primită împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu trebuie primită cu credință. Orice îi dai unui copil, el întinde mâna, el dorește să apuce, el vrea. Nu se uită că e o hârtie de două parale, nu se uită că e o jucărie ieftină, nu se uită, uneori jucăriile mai scumpe stau deoparte și te trezești că se îndrăgostește de ce știu eu ce obiect, fără nicio valoare. El a întins, el vrea să-l ia. Așa se primește împărăția lui Dumnezeu, cu credință, cu bucurie. Ori de câte ori îi duci ceva unui copil, se bucură, se bucură și împărăția lui Dumnezeu e darul lui Dumnezeu. Cu ascultare, curăție. Dragii mei, când vin copii la binecuvântare în casa lui Dumnezeu, nu avem în fața noastră doar niște familii care aduc copiii la Domnul și noi facem un program special ca să fie binecuvântați de Dumnezeu. În fața noastră stau modele. Pentru că acești copii sunt modelul lui Dumnezeu pentru viața noastră de credință. În dimineața aceasta, acești doi nou-născuți și mulți alți copii care sunt aici în casa lui Dumnezeu, sunt modelul lui Dumnezeu pentru noi. Modelul lui Dumnezeu pentru noi. Și sunt multe învățături în Scriptură care se potrivesc la ceea ce înseamnă a fi copil și ceea ce înseamnă a primi împărăția lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, după ce cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mânia Domnului, după ce cuvântul Domnului vorbește despre modelul Domnului pentru împărăția sa, al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mâna Domnului sau mâinile Domnului. Apoi a luat în brațe și a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Actul acesta de binecuvântare pe care noi îl oficiem în casa lui Dumnezeu nu este invenția noastră. Am să fiu foarte sincer și deschis. Dacă cineva mă întreabă de ce oficiați nunțile așa cum le oficiați, n-am în Biblie neapărat niște formule, niște lucruri speciale pe care să le folosesc la nuntă. Mi se pare de bun simț și mi se pare de bună credință să întrebăm dacă se iubesc, pentru că știm că la căsătorie trebuie să fie din dragoste. Doi, mi se pare normal să-i punem să promită și să facă legământ că vor fi alături unul de celălalt pentru tot restul vieții, că de aia se căsătoresc. Și ăsta e principiul căsătoriei. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Mi se pare normal să ne rugăm pentru ei. Cum să-și înceapă viața de căsnicie fără rugăciune? Folosim principii biblice pentru ca să creăm un model al serviciilor de căsătorie și le consider corecte. Dar pentru actul de binecuvântare de copil, chiar îl găsim pe Domnul Iisus Hristos oficiind acest act de binecuvântare, luând copiii în brațe, punându-și mâinile peste ei și binecuvântându-i. Mâna Domnului însă nu este doar mâna fizică, aceea care îl ține pe copil. Noi i-am ținut pentru câteva secunde în brațe, i-am dat înapoi părinților, doar nu o să-i luăm cu noi acasă. Dar vreau să vă spun că există un braț puternic în care avem nădejde că acești copilași rămân pentru toată viața. E brațul Domnului. Brațul Domnului în care ei sunt și atunci când stau în brațele părinților și când stau în brațele păstorilor și pe urmă când merg pe picioarele lor pot să fie în brațul Domnului, în brațul Domnului care aduce mântuire, în brațul Domnului care aduce binecuvântare, în brațul Domnului care aduce protecție, în brațul Domnului care aduce călăuzire în viață. Dragii mei, avem totdeauna nevoie de mâna Domnului. În vechime se spunea mâna cea bună a Domnului Dumnezeului nostru. Această dimineață, uitându-ne la cuvântul acesta, haideți să ne cercetăm ca
părinți, ca biserică, de ce nu ca oameni? Dacă și când, Doamne ferește, am reprezentat o pricină de poticnire, un obstacol, o restrângere pentru copii să nu vină la Domnul. Când prin viața noastră, când prin atitudinea noastră, când prin indiferența noastră, nu am dăruit copiilor noștri cel mai important lucru. Nu i-am adus la Domnul. Când am fost un obstacol în calea lor, Domnul să ne ierte de toate aceste momente și să ne dea putere în viitor, să fim mai atenți la copii. Mai mult, în dimineața aceasta, cred că ar trebui să ne uităm la copiii aceștia cu alți ochi și să ne analizăm pe noi în felul în care ne raportăm la împărăția lui Dumnezeu, cum o primim și cum o păstrăm în ființele noastre. Pentru că modelul împărăției lui Dumnezeu sunt acești copii. Ne raportăm într-un mod corect la împărăția lui Dumnezeu. Am primit-o, ne bucurăm de ea, o prețuim. Și apoi, în rugăciunea aceasta, să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, pe noi, copiii noștri, familiile noastre. Spunem, Doamne Dumnezeule, mâna noastră, mâinile noastre. Sunt bune mâinile noastre. Sunt bune. Copiii n-ar supraviețui fără mâinile părinților, fără brațele părinților. N-ar supraviețui. Sunt de la Domnul mâinile părinților. Dar mâinile părinților au limite. Și exact cum o pasăre zboară din colivie, așa, fraților, cresc copiii noștri și ne zboară dintre mâini. Și mai pune mâna pe ei dacă poți. Dar eu mă rog, atunci când ne scapă nouă din brațe, să rămână pentru totdeauna în mâinile Domnului, în brațele Domnului. Haideți să ne ridicăm, să facem rugăciunea aceasta. Și auziți, apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Doamne, și peste Amos, și peste Zachary Jude, și peste toți copiii, dar și peste noi toți, puneți în dimineața aceasta mâinile și binecuvintează-ne. Și ce binecuvintează Dumnezeu să rămână binecuvântat. Thank you.
Suntem cuprinși de slăbiciune, de aceea îndrăznim și-și cerem ajutor, Stăpâne, în drum acest copil. Ia-l în mâna ta, să crească pentru slava ta. Asupra-i, Doamne, să veghezi, cu fața ta să luminezi. Ia-l în mâna ta, să crească pentru slava ta. Asupra-i, Doamne, să veghezi, cu fața ta să luminezi. Brațul tău el va fi sigur, păzit de orice rău, și apoi pășim pe-a tale urme, să poarte chipul tău. Ia-l în mâna ta, salvează-l pentru slava ta. Asupra-i, Doamne, să veghezi, cu fața ta să luminezi. Ia-l în mâna ta, să crească pentru slava ta. Asupra-i, Doamne, să veghezi, fața ta să luminezi. Îl punem, Doamne, în brațul tău, să îl ferești de orice rău. Îl punem, Doamne, încrezător, și Tu ești Tată ocrotitor. Ia-l în mâna ta, să crească pentru slava ta. Asupra-i, Doamne, să veghezi, cu fața ta să lumini. Ia-l în mâna ta, salvează-l pentru slava ta. Asupra-i, Doamne, să veghezi, cu fața ta să luminezi, cu fața ta să luminezi.